Și anul acesta, conducerea inspectoratului școlar cheamă membrii comunităților locale să se implice în activitățile de voluntariat în vederea trimiterii la școală și a copiilor provenind din medii sociale defavorizate. Sub sloganul "Fii voluntar în prima zi de școală" sunt chemați toți membrii comunităților din județul Neamț pentru a pune umărul la pregătirea pentru școala copiilor lipsiți de posibilități materiale. Prima zi de școală este așteptată de copii, părinți și autorități, în egală măsură, fiecare cu anumită stare emoțională. Inspectoratul Școlar Județean Neamț propune și pentru acest nou început de an școlar continuarea activităților de voluntariat din cadrul proiectului Fii voluntar în prima zi de școală, prin campania Hai cu noi la școală, o acțiune pe care o dorim să a deveni perenă, bază pentru dezvoltarea unui parteneriat real și activ cu unitățile școlare și cu partenerii tradiționali ai educației. Scopul acestei acțiuni promovate de Inspectoratul Școlar este implicarea comunităților locale în pregătirea pentru școala copiilor provenind din medii defavorizate. Scopul acestei acțiuni este acela de a promova voluntariatul în rândul colegilor profesori, a reprezentanților comunităților locale și a managerilor, prin implicarea directă a acestora în identificarea și sprijinirea copiilor care provin din medii defavorizate social. La început de an școlar, voluntarii își propun să aducă un zâmbet pe chipul copiilor, oferindu-le trusoul școlarului, ca prim pas pentru motivarea acestora de a considera școala un loc în care se pot simți în siguranță, un loc în care sunt așteptați, sprijiniți și iubiți. Invităm potențialii voluntari să ni se alăture în această campanie și în prima zi de școală să pășească pragul școlilor împreună cu un copil pe care îl sprijină. Ar fi încă o dovadă că ne pasă de copiii care sunt în situații speciale și nu frecventează școala din cauza sărăciei, a lipsei de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite. Sunt chemați să fie voluntari în acțiunea de trimitere la școală a copiilor lipsiți de posibilități, deopotrivă primari, consilieri locali, consilieri județeni, cadrele didactice, membrii de bază ai comunităților locale, potenți din punct de vedere financiar. Reprezentanții autorităților locale, pe consilierii județeni și locali, pe părinți, cadre didactice și pe reprezentanții instituțiilor județene să li se alăture în campania Hai cu noi la școală. Îi asigurăm de toată prețuirea noastră pentru generozitatea de care dau dovadă. Pentru această campanie propunem și o agendă. Un prim pas în implicarea în această acțiune de voluntariat îl reprezintă identificarea cazurilor de copii lipsiți de posibilități materiale care au nevoie de sprijin pentru a putea merge la școală. Toți acești copii care au nevoie de susținere materială vor fi raportați la 3 centre, în Piatra Neamț, Târgu Neamț și la Roman, la școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza. Și vă invităm, începând chiar cu ziua de astăzi, în mod oficial, mâine va fi prima zi în care agenda se pune în mișcare. Un prim pas este acela de a identifica copiii care provin din familii defavorizate. Apoi vor fi transmise datele despre acești copii către 3 centre zonale. Piatra Neamț, informațiile vor ajunge la Seminarul Teologic Ortodox Sfinții Părați Constantin și Elena, director preot Cojan și director adjunct Marele Anișoara. Doamna Carmen Blaga va fi din partea inspectoratului delegată să coordoneze această activitate. Pentru unitățile școlare din Roman, centru este la școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza, director Maxim Claudiu Constantin și doamna directoare adjunctă Prăjescu Lucica. Inițiativa aceasta aparține inspectorului școlar Maria Ghiniță, cea care răspunde de proiectele europene. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Neamț speră ca și anul acesta acțiunea să se bucure de un real succes și un număr cât mai important de copii provenind din medii defavorizate să fie trimiși la școală.